Nu, trebuie să, deci nu trebuie să ocupăm camera de gardă. Mergem acolo doar în caz de urgență, că da, îi spune urgență. Bine, la noi totul e la urgență. Și știrile sunt cu urgență. Aveți totul, deci trebuie să aibă bursucul dus de urgență la spital. Deci nu, altfel nu se poate. Deci nu poți să te duci tu cu mașina ta. Corect. Trebuie să te duci de urgență. Trebuie să suni neapărat la 112, se activeze planul roșu de urgență. Neapărat. Și am și o invitată de urgență. Aolo. Da. Da. Nino, Nino, Nino. Da, este cântăreață, este de urgență, de urgență, este da. Mamă de trei căței de urgență. Atunci e nasol. Și m-am distrat cu soțul ei până dimineață de urgență. A, deci tu practic ai chemat-o ca să-l tor pe el. Am venit să-i spun tot. Astăzi la dimineața cu noi vine Eliza Natanticu. Aha. Spați-vă, ziceți acolo în față să vă vadă lumea, că de-aia am venit. Lumina asta bună, așa. Vreau să zic, abia m-am despărțit de neatăticul dimineață. Da, a fost da. Greu, s-a lăsat greu, cu tare, brâns greu, cu tare. De-astea. Da, da, nu voia să renunțe la niciunul dintre noi. Nu, a? Efectiv, Natanticu, soțul Elizei, este genul de om care poate face parte din mai multe conversații deodată. Da. Știi cum jucau băieții așa cu mai mulți, așa, experimentați? El da. Era și cu noi și cu noi da. Cu toată lumea și asculta poveștile tuturor și știa. Tu cum reușești să gestionezi această energie debordantă acasă? Uite că așa pățin și acasă. Deci acasă, da. Dacă noi suntem fără spectatori, adică fără măcar un prieten, Cosmin, parcă e mai reținut. Mă, dar cum apare un prieten cineva în casă, în momentul ăla se transformă. Începe spectacolul. Ta, 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 ta. Cu cât avem mai mulți oameni, mai mulți prieteni la noi, cu atât parcă devine mai dezinvolt, mai cu chef de cateringă și de spectacol. Da, ce se face? De-aia v-ați luat trei căței? Vorbește cu ei? Adică face același lucru? I-a luat ca public? Că bănuiesc că în pandemie a fost greu, că noi n-am prea avut spectacole și i-a luat ca public. Măi, căței, cred că de fapt i-am luat eu, săracu, e terorizat de mine. Eu am filmele mele cu să se salveze animăluțele, să... Adoptați? Da, sunt adoptați. Am luat de pe stradă, fiecare are câte o poveste. O cățelușă am luat-o de la o doamnă homeless care n-avea cum ce să-i ofere, nu știu ce, și am ajutat-o și pe doamnă și pe cățelușă. Cățelușa a venit și mi-a făcut pui. Deci a venit cățelușa cu pui la pachet. Și uite, așa ne-am mărit familia, ca să zic. Câți pui? Câți au făcut? Câți ai păstrat? Patru pui și am păstrat patru, nu, glumesc. Nu, că nebunea, era prea mult și pentru... Deci nu vreți să știți, am plecat într-o vacanță, aveam pui toți acasă pentru că încă nu le găsisem, nu le-am găsit atunci stăpâni. Când ne-am întors din vacanță, nu pot să spun ce era pe jos în casă. Deci era, ca la porumbar, nu știu, într-un porumbar când intri, deci era ca, nu știu, la găini. Era coteț în casă. Și nu te-ai inspirat să faci o piesă din asta? Ba da, uite, acum o să mă gândesc, poate facem o piesă împreună, hai la coteț. O piesă cu soțul. Povestește-ne un pic de Fata Ploii, o piesă nouă. Da, Fata Ploii este piesa pe care eu am făcut-o în colaborare cu Alexandra Dinu și Sergiu și Robi Velisar, îmi cer scuze dimineață. Îi salutăm pe această cale. Este o piesă cu care cred eu că o să rezoneze foarte multă lume, pentru că este o piesă practic despre suferință, dar este o piesă pentru cei care au suferit practic, dar pentru cei care au suferit, dar au rămas și cu o speranță și cumva la un moment dat având acea speranță s-a întâmplat și un lucru bun. Este o piesă și un videoclip făcut de Irina Moldovan. Foarte frumos videoclip, am văzut multă simbolistică, tradițională, așa, exact, corect. Exact, da. Am încercat să aducem ceva din basmele și legendele românești, am încercat să aducem elele și ceva din Ilana Cosânzeana, care să fie două chestii opuse. Odată se reprezinte dragostea, puritatea, Ilana Cosânzeana, știi, partea frumoasă a relației, iar partea opusă, elele, îți dai seama, suferință, trădare, de acolo o să vedem ceva și vrăj și tot felul de lucruri mitice, mistice, ca să zic așa. Uite, mi-a zis Dragoș challenge, că noi am mai discutat de săptămâna trecută. Care e singularul de la ele? Că m-am tot contrazis cu bursucul și a zis: bă, nu există, bă. Ială. Ia. Asta zic. Eu doar fac un sondaj de opinie aici. Și tot întreba. Nu știu. Era un cadru în care părea că ești Hera, așa, printre da, nori. Uite, vezi, deci da. Era și simbolistică greacă. Da. Avem o grămadă, deja că stați să căutați, găsiți. Unde te pot găsi oamenii? Pe YouTube, pe Instagram, Eliza_Natanticu, pe YouTube, Eliza Natanticu, chiar îi rog pe cei care ne privesc. Intrați, dați like, share, subscribe, să facem așa un pic de engagement. Da, chiar și am nevoie. Și ascultați piesa pentru că este foarte frumoasă și
și te unge pe suflet. Atât, ce frumos! Eliza, îți mulțumim din suflet că ai trecut eu pe la noi. Îți mulțumesc. Vrem și noi să ascultăm piesa aici în platou și să vedem și clipul încă o dată. Eu l-am mai văzut o dată, deci că vreau să-l aud. Fata ploii, Eliza Natanticu.